Lăudat să fie Domnul. Hai să ne ridicăm în picioare. Și aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la cartea Neemia, capitolul 4, versetul 14. Și dacă se poate proiecta, aș vrea să-l citim cu toții. Neemia, capitolul 4, versetul 14. Și m-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Amin. Doamne, așa cum stăm înaintea Ta, ne smerim, Doamne. Și mă rog în această seară Tu să ne vorbești, Doamne. Mă rog să ne înveți să luptăm pentru familiile noastre. Mă rog să ne păzești, Doamne, pe fiecare dintre noi de divorț, Doamne. Învață-ne să fim gladiatori pentru nevestele noastre, pentru fiii noștri, pentru fiicele noastre. Te rog, Doamne, îmbărbătează-ne, Doamne. Te rog, Doamne, să ne păzești, Doamne, de orice cădere. Și pentru tot ce a fost până aici și pentru tot ce va fi în continuare. Al lui Dumnezeu, care singur este înțelept, să fie toată gloria și slava în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Lăudați să fie Domnul! Îi mulțumesc lui Dumnezeu că în seara aceasta pot să vă slujesc și în mod special îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt împreună cu soția mea, cu Ana. Ana, ridică-te în picioare. După cum vedeți, suntem trei, soția însărcinată, așteptăm al treilea copil. Lăudați să fie Domnul pentru toate! Mă bucur în același timp că pot să slujesc alături de fratele Florin Ianovici. Domnul să-l binecuvânteze. Și peste toți care suntem aici, în numele Domnului să fie înălțat. Amin. Unul din versetele mele preferate din Sfânta Scriptură, pentru că vorbim despre familie în această seară, este acela din cartea Zaharia, capitolul 12, cu versetul 8, unde Biblia spune așa: și casa lui David va fi ca Dumnezeu. Nu știu dacă ați văzut vreodată versetul ăsta în Sfânta Scriptură. Casa lui Gabi Floruț, casa ta, Dumnezeu vrea să fie ca Dumnezeu. Relația dintre tine și soția ta, dintre soțul și soția ta, sau invers, dintre copiii tăi și tine, Dumnezeu vrea ca acele relații trăimice care există între Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, pline de dragoste și armonie, Dumnezeu vrea ca aceste relații să fie în sânul familiei noastre. Și casa lui David, spune Biblia, va fi ca și Dumnezeu. Însă noi știm că avem un vrășmaș foarte puternic, pe nume diavolul. E adevărat că diavolul este puternic, dar Dumnezeu este tot puternic. Binecuvântat să fie El. Și acest diavol încearcă să dărâme tot proiectul pe care Dumnezeu l-a făcut, și anume cu familia. De aceea, la ora actuală, asistăm în România, o țară așa zis creștină, așa zicem noi. Suntem pe primul loc în Europa la divorțuri. Avem 40.000 de divorțuri pe an. Australia stă mai rău, 50.000 aveți. În America, spre exemplu, nu mai există nicio diferență între rata divorțului din biserică și rata divorțului din lume. Nu mai există nici o diferență. Parcă asistăm la vremuri ca pe vremea judecătorilor. Zice Biblia că pe vremea judecătorilor nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i tăia capul. Și în astfel de vremi în care parcă votăm dacă este păcat sau nu este păcat, Dumnezeu vine și spune: luptă pentru familia ta, luptă pentru casa ta. Nu la orice pișcătură zici jucăriile și pleci. Luptă, stai în genunchi înaintea lui Dumnezeu. Luptă pentru casa ta. Pentru că dacă diavolul reușește să-ți distrugă familia, îți distruge viața spirituală, te distruge cu totul.
În această seară însă aș vrea să ne uităm în Sfânta Scriptură să vedem cum să luptăm pentru familia noastră. De ce să luptăm împotriva acestui flagel care lovește lumea? 3 din 5 căsătorii la ora actuală pe glob sfârșesc în divorț. În România 50% din familii divorțează și 50% rămân. În astfel de vreme, frați și surori, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să luptăm pentru ceea ce Dumnezeu a instaurat, și anume familia, și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la asta. Gândiți-vă, de exemplu, că în ultimii 50 de ani de zile s-a scris mai mult despre familie decât s-a scris în 2000 de ani de istorie. Fratele Mircea Câmpianu spunea că în ultimii 10 ani s-a scris peste 75.000 de cărți despre familie. Și cu toate acestea recunoaștem că familia, la ora actuală și în bisericile Domnului, este în declin. Parcă tăvălugul acesta al divorțului parcă lovește din ce în ce mai mult și bisericile Domnului. Și Dumnezeu vine și spune: luptă pentru familia ta, luptă pentru nevasta ta, luptă pentru copiii tăi, pentru că Dumnezeu va da cununa tuturor celor care au biruit, slăvit să fie Dumnezeu. De ce divorțează astăzi, frați și surori? De ce divorțează creștinii astăzi? Și de ce divorțează? Unul din motive pe care le-am văzut este pentru că nu mai au frică de Dumnezeu. Nu mai au frică de Dumnezeu. De-aia divorțează. Știți că divorțul e păcat? Știu oameni care vor să voteze dacă e păcat sau nu e păcat divorțul. Am avut un profesor la facultate, Pavel Nicolescu, a venit doar pentru o săptămână și spunea: dragi studenți, zice, era mulți copii la tata și la mama acasă și tata la un moment dat a plecat departe să lucreze pentru nevoile familiei și după o lună, două, trei luni de zile, eram acolo singur pe ulița satului, a venit cineva la mine și mi-a spus: nu mai vine taică-tă. Și-o găsit pe alta, uite, trei luni de zile, nu mai vine. Și zice, m-am dus la mama plângând și am spus: mami, e adevărat? E adevărat că tati ne-a părăsit? Și spunea el, maică-sa făcea aluat, făcea frământa acolo în aluat și a spus așa: fii serios, mă, taică-tă e om pocăit, taică-tă o se întoarce înapoi. După o scurtă vreme, spunea el, tata s-a întors, fără nicio problemă. Și continua el și spunea așa: pe vremea aceea nu erau conferințe despre familie, nu erau atâtea cărți de etică, nu erau atâtea cărți de consiliere, nu erau atâtea dispozitive cum să și ce să. Dar oamenii aceia au avut ceva ce generația asta începe să piardă, și anume frica de Dumnezeu. Și Biblia spune, frica de Dumnezeu te păzește de mari păcate. Și nu e zis să spun, frați și surori, că rata divorțului care crește din ce în ce mai mult și în bisericile noastre evanghelice, pentecostale și baptiste, este pentru că mulți care vin la altar n-au închis o ușă în spatele lor, o lasă întredeschisă, în caz că nu funcționează, poți să ieși oricând. Și dacă o lași deschisă înainte de căsătorie și vii la altar încă cu ea întredeschisă, nu ne mirăm că la ora actuală există atâtea bătălii pierdute în familii tinere și nu numai, pentru că oamenii intră în căsătorie cu caracter de provizorat. În astfel de vreme, mă rog ca Dumnezeu să pună noi frică de Dumnezeu. Frică de Dumnezeu pentru numele Lui, pentru slava Lui, lăudat să fie El. Un alt motiv pentru care astăzi creștinii divorțează este influența mass-mediei. La ora actuală în România s-a făcut statistică și s-a spus, rata divorțului în România a crescut odată cu introducerea telenovelelor. Stau sorele noastre și se uită la tot felul de tâmpenii. Stai și te uiți și încep să-ți compari bărbatul cu Fernando Vidalba. Încep să-l compari cu cutare și cu cutare. Și sămânța asta luciferică, că nu ești mulțumit cu ce ți-a dat Dumnezeu, începe să se țădească în inima ta și îl vezi pe soțul tău un blec sau așa mai departe. Ne plac ancanurile. Familia este caricaturizată în vremurile acestea. Și în astfel de vreme Dumnezeu vine și spune: fii sfânt că Domnul este sfânt. În limba greacă spune ceva mai adevărat. Spune: be holy because I'm watching you. Fii sfânt că eu te văd. Gândiți-vă că Billy Graham și-a scos televizorul din casă. A spus: eu nu pot să concurez. Te recomand, asta e mai tare decât mine. David Wilkerson și l-a scos afară din casă. John Piper a spus: în 40 de ani de zile de căsătorie n-am avut televizor în casă. Dacă l-aveam, nici jumătate din lucrarea care am făcut-o pentru Dumnezeu nu puteam să o fac. America n-a mai avut trezire odată cu 1950 și odată cu revoluția cibernetică, odată ce Hollywood a intrat în familiile noastre prin televizor. America n-a mai avut trezire spirituală. Se roagă pentru trezire spirituală, dar iubim atât de mult divertismentul, ne plac atât de mult cancanurile de acolo, încât a influențat mintea oamenilor. Predau la liceul pentecostal în Oradea și mă confrunt cu întrebări din partea elevilor de clasa 9-10, cu tot felul de întrebări despre divorț, despre recăsătorie și așa mai departe. Mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de orice cădere, slăvit să fie Dumnezeu. Un alt motiv pentru care astăzi oamenii nu mai luptă, nu mai au în serios să lupți pentru familia ta, să lupți pentru nevasta ta, să lupți pentru copiii tăi, este pentru că bisericile au devenit permisive și păstorii au devenit permisivi. Mai de mult erau rușine, nu se merge de două ori îmbrăcată la altar, așa-i? În alb.
Erau rușine, bătrânii spuneau, n-ai voie, fata mea, numai odată merg la Sfântul Altar, în alb. Dar acum există o cultură a permisivității, o toleranță. Păi nu-i chiar așa. La orice pișcătură mi-au jucăriile și plec. Las că hindușii nu divorțează. Las că musulmanii nu divorțează. Și noi pocăiții, noi care suntem al lui Dumnezeu, parcă suntem puși pe un topogan în care parcă mergem din ce în ce mai rău. Doamne, păzește-ne de lucrurile acestea. Frați și surori, este vremea ca bărbați, în mod special la bărbați mă refer, să începem să luptăm pentru familiile noastre cum n-am luptat niciodată. Pentru că diavolul răcnește ca un leu spre Biblia și caută pe cine să înghită. Doamne, păzește-ți bisericile din Australia. Vă mărturisesc ceva, eu nu sunt proroc, nu sunt nici văzător, dar azi noapte, timp ce soția dormea, m-a dus într-o cameră alăturată și am început să mă rog pentru familiile de aici, în mod special pentru familiile tinere. Și în timp ce mă rugam normal, în timp ce mă rugam, am văzut ca un cearceaf negru, un cearceaf negru, care am văzut că diavolul vrea să-l pună pe familii, care, bineînțeles, mă refer la cele din bisericile noastre, diavolul vrea să pună familii, pe acest cearceaf negru peste familii. Și în momentul ăla am știut că nu-i vorba de moarte fizică din familiile noastre. Și în mintea mea imediat a venit cuvântul doliu familial. Diavolul vrea să dizolve familia ta. Diavolul vrea să se mormânteze relația ta între soț și soție. Să o mormânteze, să te facă una cu pământul. Diavolul vrea să aducă doliu în anul acesta, în multe familii. Doliu matrimonial, să te bage în pământ relația ta. Diavolul, spune Biblia, este un hoț care nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Mesajul care Dumnezeu are pentru tine prin Nemia este: luptă pentru familia ta. Nu ce da ușor, chiar dacă valurile sunt cumplite, luptă, că Domnul este de partea ta. Martin Luther spunea, eu cu Domnul fac majoritatea, binecuvântat să fie Dumnezeu. De ce să nu divorțăm, frați și surori? Am văzut că oamenii divorțează și am văzut cauze, dar de ce să nu divorțăm? În primul rând, n-avem voie noi, pocăiții, oameni născuți din nou, n-avem voie să divorțăm, pentru că Dumnezeu urăște divorțul. Amin? Așa spune Biblia, urăște despărțirea în căsătorie. A venit o soră la mine și mi-a spus, frate Gabi, știi, dar dacă Dumnezeu m-a predestinat? Zic, ce diavolul e diavolul, nu? Dacă Dumnezeu m-a predestinat să divorțez? Că oricum Dumnezeu știa totul dinainte. M-am uitat la ea și i-am spus așa, Dumnezeu nu poate să predestineze ceea ce urăște. Dumnezeu nu poate să predestineze ceea ce urăște. El nu poate să lucreze împotriva caracterului sfânt, binecuvântat să fie numele Lui. De aceea că oricine ești aici, n-ai voie să divorțezi. Nici în caz de infertilitate, nici în caz de datorii, nici în caz de abuz, nici în caz de dependențe urâte. Și când este vorba de imoralitate sexuală, Dumnezeu niciodată nu încurajează divorțul, ci încurajează iertarea. Și când fariseii au venit și au spus, știi, Doamne, dar Moise a zis să dăm o carte de despărțire. Știi ce spune Iisus în Marcu 10? Din pricina împietirii inimii voastre, nu ăsta e planul lui Dumnezeu, că ați fost voi tari la cerbice. Dar de la început n-a fost așa. Și ce face Iisus? Restaurează înapoi principiul creației și ceea ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Frați și surori, sunt în Oradea. Și vreau să vă spun că tăvălugul ăsta lovește din plin bisericile noastre. Lovește din plin. Avem familii după 3 luni de zile divorțează sau după 30 de ani de zile. Biserica Betel unde sunt. Și ce mă gândesc, frați și surori? Când Dumnezeu l-a judecat, îl va chema pe John Wesley și va spune, John Wesley, hai și mărturisește în fața miliardelor de oameni. Cum a fost căsătoria ta? Și va veni John Wesley și va spune, Doamne, a fost un dezastru. Dar cum? Explică, explică să te aude. 20 de ani de zile am fost căsătorit cu o femeie pe nume Molly. Și era un maniac în gelozie. Când predicam, n-aveam voie să mă uit numai la partea bărbaților. Dacă mă uitam cumva la partea femeilor, se ridica în picioare și mă făcea cu sare și oțet. Și după aceea ce se întâmpla? Mergeam acasă și mă bătea și îmi smulgea părul din cap. Și tu ce ai făcut? N-ai divorțat? Nu, Doamne. Dar ce ai făcut? Am început să predic Evanghelia ta. Și ce s-a întâmplat? Începutul trezirii din Anglia. 145.000 de convertiți la prima trezire. Și a început mai mult și mai mult și mai mult și mai mult. Îl va chema Dumnezeu la judecată, ne va chema și va spune, Benjamin Warfield, tu, la tine cum a fost căsătoria ta? Păi, Doamne, eu m-am căsătorit la 25 de ani și m-am dus în Germania cu soția mea, Annie, cel mai frumos nume, Ana. Așa, și m-am dus în Germania și în luna de miere, în timp ce ne plimbam pe marginea unui lac, a venit o ploaie torențială. Și după ploaia aceea torențială a venit un fulger și mi-a trăsnit soția, după o lună de miere. Și ce s-a întâmplat? 39 de ani neplanificați. Am stat lângă ea paralizată, era pe pat. Și n-aveam voie să ies mai mult de 2 ore din casă. Atât de dependent era de mine. Și n-ai divorțat? Nu, dar de ce? Versetul meu de aur a fost, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu.
Când v-a chemat Dumnezeu un profesor de teologie și v-a spune: da, cum a fost căsătoria ta? Păi, Doamne, eram pe val. Aveam mii de studenți care îmi luau cursurile. Era extraordinar. Și când soția mi-a dat în sindromul Alzheimer și nu mă mai cunoștea și mă înjura și începea înapoi să facă bastonașe și să începe să scrie și așa mai departe, m-am dus la rectorat și mi-a luat legitimația și am zis: nu mai vreau să fiu profesor. Soția mea are sindromul Alzheimer și trebuie să am grijă de ea. Și rectorul s-a uitat și a spus: dar oricum nu te mai cunoaște, oricum, angajează o soră să aibă grijă de ea. Că oricum, uite ce iubit ești. Și omul acesta a dat un răspuns care a rămas în istorie și a spus așa: e adevărat, ea nu mă mai cunoaște, dar eu o cunosc, e soția mea. Și în urmă cu 20 de ani de zile am încheiat legământ, nu cu facultate, ci cu ea. Ce vom spune noi, frați și surori, când Dumnezeu va aduce oamenii aceștia care au luptat pentru familiile lor și n-au cedat? Și noi de multe ori, la orice pișcătură, cum a spus: gata, mă duc la mama, gata imediat, dacă mai comentez o divorțiere, ce vă spune Dumnezeu? Când va vedea cât de firești suntem în prezența lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de familie din Australia, păzește-ne de acest flagel. Ce vă spune când îl va chema Dumnezeu pe Iov? Iov, tu cum ai fost? Păi am fost prosper, Doamne. Și altfel, cum ai mai fost? Păi am avut de toate. Dar ce s-a întâmplat? Diavolul m-a lovit cu 40 de boli în trupul meu și m-a aruncat pe groapa de gunoi a orașului. Și timp de 6 luni de zile am luat o bucată de sticlă și am început să mă scarpin. Și soția ta ți-a fost ajutor? Nu. Dar ce a făcut? M-a lăsat acolo în prezența unor 4 supărăcioși și am spus: bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mor. Și tu ce ai făcut? Am stat acolo și mi-am plâns necazul. După aia, păi m-am vindecat. Și n-ai divorțat de nevastă? Nu. M-am dus înapoi tot la ea și am avut încă 10 copii cu ea. Ce vom spune, frați și surori, când Dumnezeu va aduce oamenii aceștia și va spune: urăsc divorțul în căsătorie, frate și soră, drag cuplu care ești aici, chiar dacă ești poate pe buza iadului, pe buza prăpastii și poate îți bătălii cumplite, nu sunt aici să te judec, ci sunt aici să te încurajez să spun: luptă pentru nevasta ta, luptă pentru că corona este extraordinară, luptă cea bună, dacă ai pierdut bătălia în familia ta, ai pierdut foarte mult în viață, luptă pentru soția ta, luptă pentru copiii tăi, ca Dumnezeu să spună: acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Dacă Dumnezeu cumva a pus un pariu pe capul tău și tu nici nu știi și te las în testul ăsta și tu spui: nici nu mă mai joc, Doamne Dumnezeule, dă-ne înțelepciune, binecuvântat să fie El. Aduceți-vă aminte de Noe, frați și surori. Noe era un om, spune Biblia, care a ascultat de glasul lui Dumnezeu și după 120 de ani de predicare, fără niciun convertit, Noe a intrat în corabie. Dumnezeu a dat toate indiciile, cum să facă, câte căsulii, cu smoală, tot. Dar Dumnezeu n-a dat două indicii importante. Știți care au fost acele două? Nu i-a spus să facă cârmă și catarg. Astea sunt cele mai importante. Să n-ai cârmă, ce corabie aia? Și să n-ai catarg? Poate ești aici ca și cuplu tânăr, în mod special, și simți că ai pierdut controlul, parcă nu mai știi ce să faci. Nu uita, Domnul este la cârmă. Domnul este catargul tău. Încrede-te în Dumnezeul tău, pentru că Dumnezeul nostru știe toate lucrurile. Binecuvântat să fie Dumnezeu. În al doilea rând, n-ai voie să divorțezi, frate și soră, pentru că nu există niciun caz în Sfânta Scriptură concret, cu nume, în care să vezi că doi oameni au divorțat. Nu există. De ce credeți că Duhul Sfânt n-a înregistrat un astfel de caz? Ca nu cumva noi să spunem: păi vezi și ăla, vezi și ăla. Dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea că mari oameni al lui Dumnezeu au avut soții foarte dificile. Foarte dificile. Avram a avut una dificilă, l-a împins la păcat, așa-i? Și avem pe ismaeliți. Iov a avut una dificilă, David a avut dificilă, Moise, Sefora, o încăpățânată și jumătate, nu? Că era Dumnezeu să-l omoare din cauza lui, că ea era madianită. La ei copiii să te iau la 13 ani împrejur, la ei la 8 zile. Și Moise a zis: mă, decât să fie ceartă între mine și mai bine lasă fie cum vrei tu. Și Dumnezeu a zis: să crezi tu. Dacă nu ești autoritate la tine în familie, cum o să scoți 2,5 milioane din Egipt? Și dacă te uiți, vezi că familiile în Sfânta Scriptură n-au fost lipsite de conflict, dar oamenii aceștia au stăruit și au stat lângă Dumnezeu. Faptul că ai conflicte nu este păcat. Problema este să mergem la crucea lui Hristos, să spunem: Doamne, îndură-te de noi, Doamne. Uită-te la familia mea, Doamne, și te rog, dăm puteri noi, Doamne, să mă duc înainte. Lăudat și proslăvit să fie Dumnezeu. În al treilea rând, de ce să nu divorțez? Pentru că întotdeauna divorțul, frați și surori, doare. Și dacă este vrut, doare. Deci Biblia va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Limba engleză, limba ebraică, pardon, când zice se va uni cu nevastă sa, este cuvântul glu, se va înclei. Dacă iei două foi A4, ce zici? Și pui super glu între ele și le ții presate și apoi tu vrei să rupi ceea ce a unit Dumnezeu, ce mai scoți? E traumă, așa-i? Doare. Efecte emoționale, totdeauna ești bulversat, totdeauna ești confuz, a cui oare a fost vina, întotdeauna lipsit de siguranță, lipsit de încredere.
boli fizice, ulceri la stomac, anumite tipuri de cancer, boli de inimă și nu mai are rost să continui lista asta depresiv de lungă. Dar ce zici de efecte asupra copiilor? Știți că unii copii, când mama și tata divorțează, încetează să se mai dezvolte din punct de vedere fizic? Eram la liceu penticostal și am avut un curs de teologie și la un moment dat am văzut că era o fată foarte supărată, foarte supărată. Și am zis, domnișoară, ce-i cu tine? Și a zis, o să vă spun în pauză. M-am dus cu ea în pauză pe hol și a zis, ce-i cu tine? Și a început să plângă și a spus așa, mama mea a divorțat și mă tem să mă căsătoresc, ca nu cumva mi-e frică că o să divorțez și eu. Mi-e frică că o să divorțez și eu. Ai vrea să se audă în familia ta așa ceva? Să le fie frică la copiii tăi? Citeam despre un copilaș care a intrat într-o familie și mama vitregă era cu taică și a zis, de ce mi l-ai furat pe tata de la mama? Ai vrea să se audă așa ceva în familia ta? Indiferent de cost, frate și soră, te încurajez în această seară să nu divorțezi. Indiferent prin ce trece viața ta și familia ta, Dumnezeu m-a trimis de la Oradea să spun, Domnul are plan cu familia ta. Domnul vrea să te scoată biruitor. De aceea luptă pentru nevasta ta, luptă pentru copiii tăi, luptă pentru fiii tăi, pentru fiicele tale. Și Dumnezeul care este de partea noastră ne va da izbânda, slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și în ultimul rând în această seară, frați și surori, poate ești aici și ai vrea să știi cum să previi un astfel de flagel care te poate lovi. Poate ar fi multe răspunsuri care aș putea să le dau cu privire la lucrul acesta. Poate aș putea să spun că iertarea este o cheie extraordinară. Abigail s-a întâlnit cu David și a spus, iartă că Domnul îți va face o casă trainică și să nu fie răutate în tine, iartă. Știați că Traian Dorz a avut o soție foarte rea. Știați lucrul ăsta? De fapt, Traian Dorz a intrat în pușcărie pentru că soția lui a mers și l-a trădat la securitate de mai multe ori și a stat ani grei în închisoare datorită soției lui. Dar Traian Dorz a ieșit din pușcărie și s-a uitat la soția lui în ochi și a spus așa, draga mea, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot eu ierta pe tine. Auzi? Iertarea. Iartă. Poate ți-aș putea spune că să nu trăiești în curvie înainte de căsătorie. Dacă trăiești în concubinaj, dacă trăiești în păcatul acesta adulterului înainte de căsătorie, ești cu 90% mai predispus să divorțezi decât dacă trăiești curat. De aceea Biblia spune, fugi de poftele tinereții. Poate aș putea să spun să faci din nevastă ta cel mai bun prieten și așa mai departe. Dar aș vrea să-ți mai spun ceva. Deslipește-te emoțional de părinții tăi. Taie cordonul ăla umbilical. Știți că sunt părinți care își iubesc prea mult copiii, sunt super protectori și părinții sunt cauza multor divorțuri. Întotdeauna mama și tata se bagă. Maică ta nu a fost așa. El făcea altfel. Întotdeauna pune această sămânță luciferică, nemulțumire față de cel pe care ți l-a dat Dumnezeu. Și ce zice Dumnezeu? Va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa, dar și femeia, nu numai bărbatul, și femeia, să uite casa tatălui ei. Așa spune Biblia. Și atunci împăratul îți va pofti frumusețea. Nu lăsa ca părinții să-ți bată ție țărușii. Fii tu bărbat, Dumnezeu nu-i va chema pe părinții tăi la ziua judecății pentru familia ta. Dumnezeu te va chema pe tine ca bărbat. Tu vei răspunde pentru soția ta, tu vei răspunde pentru copiii tăi, pentru snopii care ți-a dat Dumnezeu. De aceea, indiferent cine ești aici, deslipește-te emoțional de tata și de mama, chiar dacă se supără, chiar dacă spune, nici nu mai vorbesc cu tine, lasă-i în pace. Dacă îți distruge viața de familie, Biblia spune, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Cu unii vrei, dar nu poți. Deci Biblia, numai dacă atârnă de voi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ba mai mult. Nemia vine și spune, luptă pentru soția ta, luptă pentru copiii tăi, luptă pentru fiicele tale, pentru fiii tăi, cum să mai lupți? Pentru familia ta. Luptă în așa fel încât Dumnezeu să-ți dea cununa vieții, cununa neprihănirii, pe care spune Biblia o va da tuturor celor care așteaptă venirea Lui. De aceea spun, nu dezvolta prietenii prea familiare. N-ați auzit de cazuri în care prietena cea mai bună a soției i-a luat soțul? Nu fii prea aproape. Ține-i mai la distanță. Familia este un cadru sacru. Nu te duni numai tu cu o fată sau cu o femeie că mergi cu ea în misiune sau mai știu eu ce. Pentru că acolo unde te crești cel mai tare, ești cel mai vulnerabil.
Nu sta singur în locuri închise cu persoane de sex opus. 90% din păstorii care cad în curvie, cad în spatele ușilor închise când fac consiliere. Sunt prea puternici pentru așa ceva. Sunt prea puternici. Și dintr-o dată se dezvoltă niște fixații emoționale. Dintr-o dată vezi că au drog în ochi și nu te mai scapă. Și Doamne, greu e apoi. Și vezi că ai atâtea subiecte de discutat cu tare. Și vezi că cu soția ta nu mai ai. De aceea Biblia spune și eu spun. Nu dezvolta relații prea apropiate, chiar dacă e căsătorită persoana respectivă. Ținu-o la depărtare. Ca să-ți păstrezi familia lângă Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul ăsta. Spurgeon spunea, nu fii acru, că te scui pe toți. Dar nu fii nici prea dulce, că te mănâncă toți. Fii acruț. Amin? Fii acruț. Da. Eu cred că trebuie să fii așa. Fii acruț. Și câteodată trebuie să-i spui. Dacă îți neobrăzate, trebuie să-i spui. De la obraz la obraz. Cred lucrul ăsta din toată inima. Și în ultimul rând, dacă vrei să previi un divorț, fugi de pornografie. Știți că 90% din activitatea care este pe internet, nu din conținut, ci din activitate, este pornografie? 90% din oamenii care intră pe internet, nu intră pe internet ca să-și facă tema, homework. Intră să vadă hectare de piele. Și numai dintr-o dată vezi că îți dezumanizezi soția sau soțul. 65% dintre fete intră pe internet la pornografie și 90% dintre băieți și devin un obiect sexual. Nu mai există acea intimitate între tine și soția ta sau invers. Fugi de pornografie, pentru că Dumnezeu te poate onora. Dacă ești aici rob pornografiei, eu nu pun sub semnul întrebării neapărat mântuirea ta, dar spun sub semnul întrebării bucuria mântuirii tale. Spune, Doamne Dumnezeule, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Sprijinește-mă, Doamne, cu un duh de bunăvoință, Doamne. Doamne, păzește toate familiile din Australia, Doamne, de divorț, Doamne. Ajută-ne să vedem că e păcat, Doamne, care Tu îl urăști, Doamne. Și ajută-mă să lupt, Doamne, indiferent cât de greu ar fi, Doamne, indiferent ce bătălie aduce diavolul, ajută-mă să lupt cu toată inima mea, binecuvântat să fie Dumnezeu. Poate în această seară ești aici un cuplu care treci prin momente grele de încercare. Ca și soț și soție, poate nimeni nu știe ce e în inima ta. Ai bătălii interioare, ai hemoragii care sângerează de multă vreme. Poate nici n-ai curaj să spui la păstorul tău că nu te-ar înțelege sau râde de tine. Dar Domnul știe tot ce se petrece în inima ta. Domnul știe tot ce se petrece în inima ta. Și aș vrea să vă spun următorul lucru. La un moment dat spune Biblia că 3 tineri au fost aruncați în cuptorul cu foc. Și spune Biblia că a dat împăratul poruncă să fie încălzit de 7 ori mai puternic. Dar împăratul când s-a uitat acolo în cuptorul cu foc a văzut ceva, a văzut că în loc de 3 câți erau? Erau 4. Și la un moment dat Nebucanețar spune, Șadrac, Meșac și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui viu, ieșiți afară de acolo. Și spune Biblia că au ieșit afară de acolo, dar vreau să vă întreb ceva, cel de-al 4-lea a ieșit sau nu? N-a ieșit, așa-i? Cel care semăna cu Fiul lui Dumnezeu n-a ieșit. Și vreau să vă spun că acest Fiul lui Dumnezeu a rămas acolo. În cuptorul acela, pentru că știa că în anul 2012, în anul 2013, în anul 1900, nu știu cât, tu ai trecut pe acolo și el n-a ieșit. El a fost cu noi în toate încercările vieții noastre. De aceea Biblia vine și spune că celui neprihănit îi răsare o lumină în întunericul lui. Că Dumnezeu știe să izbăvească pe oamenii lui din orice încercare. Dumnezeu știe și Dumnezeu poate. De aceea, indiferent în ce cuptor ești, nu uita, nu e singur. Domnul n-a ieșit din cuptor. Domnul a rămas acolo, de aceea spune, încrede-te în mine din toată inima ta. Nu te bizui pe mintea ta, pe logica ta. Încrede-te în Domnul din toată inima ta, binecuvântat să fie Dumnezeu. Aș vrea, frați și surori, să ne ridicăm cu toți în picioare. Ruben, hai la pian. Este o cântare care o iubesc foarte mult și cântarea asta spune, avem nevoie de Dumnezeu mai mult? Mai mult ca oricând. Indiferent cine ești aici, în această seară aș vrea ca Dumnezeu să lase pacea Lui peste orice familie. Amin? Dumnezeu să păzească orice familie de orice alunecare. Iar pentru cei care poate au alunecat în acest păcat, mă rog ca Dumnezeu să ierte, mă rog ca Dumnezeu să vindece traumele acestea. Și în seara asta puterea lui Dumnezeu să fie peste noi, peste familiile noastre, lăudat să fie El. Haideți să cântăm cu toții cântarea asta. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Se fură, se minte, se jură, se bea, se fac fapte urâte.
Aceasta e lumea din ziua de azi, ne spune Sfânta Scriptură. Avem nevoie. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Soția și soțul se ceartă mereu și se întreabă de ce. Nu se înțeleg frații ei între ei, de ce, de ce, de ce. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Părinții se întreabă de ce al lor copii se poartă așa de ciudat. De ce nu-i ascultă, de ce se prefac mereu că nu-i aud. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Pătrunde-o, Doamne, azi în inima mea, curăță tot ce-i rău. O pildă să fiu și lumină aș vrea pentru tot ce-i al tău. Avem nevoie de Dumnezeu, de Dumnezeu, da, de Dumnezeu. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Avem nevoie de Dumnezeu. Aleluia. Aleluia. Avem nevoie de Dumnezeu mai mult ca oricând. Aș vrea să ne rugăm în continuare și să rugăm ca acest Dumnezeu minunat să intervină în familiile noastre. Anul 2014 să fie un an de biruință asupra tuturor familiilor. Orice doliu matrimonial care diavolul vrea să-l arunce peste noi, în numele Iisus Hristos să plece. Puterea sângelui Hristos să ne protejeze. Ne rugăm ca în această rugăciune Dumnezeu să vindece relațiile dintre soț și soție. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze cu focul lui cel sfânt. Și haideți așa cum stăm în picioare să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în numele lui Iisus. Amin. Iisus a rămas în Betania.